Pentru a nu deveni o victimă a traficului de persoane, Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj vă recomandă să nu acceptați promisiunile persoanelor necunoscute de a pleca în străinătate pentru diverse slujbe onorabile, care nu necesită calificare, menajeră sau babysitter sau așa zise angajamente artistice, precum și să fiți reticenți față de promisiunile făcute prin intermediul internetului, și asta deoarece un așa zis prieten poate fi un infractor periculos. De asemenea, polițiștii vă sfătuiesc ca la primirea unei oferte de lucru în străinătate trebuie aflate cât mai multe detalii despre seriozitatea acesteia, dacă firma este acreditată în vederea recrutării și plasării forței de muncă în străinătate și despre tarifele practicate. Iar în cazul în care vă decideți să părăsiți țara, ar trebui să obțineți de la poliție sau de la Inspectoratul Teritorial de Muncă mai multe informații despre angajator, dacă are dreptul să medieze angajarea în străinătate. Ba mai mult, specialiștii vă sfătuiesc să întrebați din timp dacă veți primi permis de muncă, avertizându-vă că doar cu viza turistică puteți munci doar la negru, iar acest tip de muncă nu vă oferă nicio siguranță. În cazul în care mergeți la muncă în străinătate, este recomandat să nu dați nimănui pașaportul sau actul de identitate sub nicio formă, cu excepția organelor statului abilitate să verifice actele de identitate, iar în cazul în care aveți nevoie de ajutor peste hotare, nu ezitați în a cere ajutorul ambasadelor României sau organizațiilor umanitare internaționale. Într-un comunicat transmis de reprezentanții IPJ Sălaj, se arată că dacă totuși ai luat hotărârea de plecare, este bine să lăsați familiei, rudelor, prietenilor următoarele informații: cu cine și unde plecați, locul de muncă și locul de trai, copiile documentelor, pașaport, viză, contract și fotografii recente.